Салют. Салам. Это что? Пончики. Оба. Донат. Приятен, чинен у кунаште, ел есть Евгений. Примул ностру патреон, каре анчепут са не сусина, кяр дел анчепуту проекту. Евгений, спони ку че ти антемпен? Вот я вот живу там, ежедневно хожу вот здесь и сам, и с женой, и с детьми, с коляской или с велосипедом. И здесь постоянно паркуется, тут у нас школа, и постоянно паркуется вплотную к крыльцу. Тут еще сейчас повезло, вот там у следующего крыльца не пройти уже сейчас. И тут еще обычно бус паркуется в кафешку. И они все это делают с тротуара, хотя вот есть вполне законная проезжая часть, где можно встать вот там вот уже. Но они все говорят, что нет, мы будем на тротуаре, нам так хорошо. Но пешеходам от этого нехорошо. Așadar, cum am mai spus, Eugenie este primul nostru Patreon și vreau acum personal să-i mulțumesc pentru faptul că nu rămâne indiferent față de mașinile care se parchează pe trotuar și față de ilegalitățile care se întâmplă în orașul nostru. Eugenie, mulțumim frumos că nu rămâi indiferent. Îți mulțumim pentru solicitare, îți mulțumim pentru că ai grijă chiar și de porțiunea asta unde locuiești. Da. Deci dacă fiecare ar avea grijă de porțiunea unde el locuiește, eu cred că lucrurile în acest oraș s-ar schimba absolut radical. Bună. Cum credeți că v-ați parcat? Antonina Ivanovna. Eu am să mă parchez în altă. Da, uitați-vă că n-ați lăsat nimic. Mi scuzați. O zi bună. Bună ziua. Te-ați vă rog să vă dați jos din automobil să vă uitați cum v-ați parcat. Este trotuar, doamnă. Noi avem trotuare în Republica Moldova, în orașul Chișinău, care sunt pentru pietoni. Da. 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 Fix lecția asta i-am spus. Nu trebuie să vă spun eu, dumneavoastră trebuie să citiți cartea. Eu citesc cartea. Eu am văzut cum o citiți. Eu citesc cartea. Eu am văzut cum o citiți. Păi și eu n-am vorbit frumos cu dumneavoastră? Și eu cu dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Vreau să vă informez că locurile de parcare sunt indicate prin semnul P. Dacă este vorba de un drum este, sau o parcare mare, este doar semnul P. Dacă vorbim despre un trotuar, trebuie să fie plăcuța adăugătoare care arată modul de parcare a automobilului. Acum eu am să fac un apel 112 pentru a veni un echipaj de poliție, pentru a lua un comentariu de la el. 112, ce urgență aveți? Bună ziua. Poate vă rog frumos un echipaj de poliție. Orașul Chișinău, Bandulescu-Bodoni, intersecție cu Mihail Cogălnicianu. Mașini parcate pe trotuar. În jur la 8 automobile. Da, mulțumesc frumos, o zi bună. Poliția a fost informată, deja o așteptăm. Prieteni, unii șoferi nu și-au lecția nici din prima. Și când zic că nu și-au iau din prima, mă refer anume la acest individ, la acest șofer și bădăran, că altfel nu pot să-l numesc. El și-a parcat mașina a doua oară pe un trotuar. Această mașină vine tocmai de la parcarea specială unde a fost evacuată. Cred că a fost iarăși sau lăsată sub semnul de parcare interzisă sau pe un alt trotuar. După cum observăm, are număr de telefon. Eu o să încerc să-l sun. Dacă îmi va răspunde, va fi bine. Cred că va scăpa doar cu o amendă, dacă nu, mașina va fi evacuată și dusă din nou de acolo de unde a luat, adică de la parcare specială din Trușeni. Eu am încercat să sun șoferul să-l preîntâmpin înainte de sosirea poliției, că el s-a parcat pe trotuar și să își ia automobilul. Telefonul era deconectat, așa că soarta deja ți-a ales-o singur, drag șofer. Vedem acolo peste drum un echipaj de poliție, sperăm că el este al nostru. Reamintesc că noi am sunat acum 5 minute la el, deci este un timp record, în doar 5 minute a venit. Sperăm că a venit și este echipajul care l-am solicitat noi. Dar știți că e legal să filmați în fața oficiului? Dar de ce? Dumneavoastră aveți? Eu nu am observat. Aveți camere care filmează afară? Atunci de ce dumneavoastră pe mine mă filmați când eu merg pe aici? Nu, eu pe dumneavoastră vă întreb. Aici e locul nostru public, corect? Smerge. Nu, aici e loc public. Nu este locul dumneavoastră. Deci nu e legal să parchez aici? Pentru că e trotuar, punctul 44 din regulament circulației rutiere spune. Studiați drept, să înțeleg. Nu, deloc. Nu am studiat. Nu am studiat nici drept și nici nu o studiez. Și mă primesc. Pentru că ați ieșit afară. Păi nu aveți drept să mă filmați, înțelegeți? Prieteni, și din nou auzim aceleași cuvinte. Nu aveți dreptul să mă filmați, de ce mă filmați, eu vă interzic să mă filmați, eu acuși vă aduc legea unde scrie că dumneavoastră nu aveți dreptul să mă filmați. Doamna a ieșit singur la noi și se repetă iarăși aceeași istorie, cum s-a întâmplat și pe columna 103. Da. Eu sunt într-un înăuntru, auzi? Da, auzi. Nu o să-i spui tu mie unde eu
sine. Bine. Doamne, doamne. Dragi angajatori, cred că ar fi o soluție bună să le dați careva lecții sau să organizați careva lecții în privință la jurisdicția Republicii Moldova, la unele drepturi, să le cunoască, să le știe pe viitor, să nu sară cu careva absurduri, nu aveți dreptul, nu aveți voie, nu știți cine eu și tot așa mai departe. Domnul poliția e peste drum. Eu cu dumneavoastră vorbesc. V-ați lăsat mașina pe trotuar? V-ați lăsat mașina pe trotuar? Ia uitați-vă, eu trebuie să merg pe scări. Da un cărucior? Da un biciclist? Biciclist pe ce se trece? Da un cărucior? Da un cărucior n-a streacă. Dar dacă să fie dublu? Da dacă să fie tip triplu? Da dacă să fie unul? Aici e loc de parcare. Nu. Arătați-mă un semn de loc de parcare. Arată-mi un semn neinteresant. Eu vă spun, punctul 44. Okay. Dumneavoastră aveți tot dreptul să o lăsați, aveți tot dreptul să o lăsați de-a lungul drumului. De ce nu vă folosiți de acest drept? Ok, eu să iau mașină. Nu, eu vă spun, puteți să o lăsați perpendicular a drumului. Pentru că este cu cu o direcție și atunci două benzi poate fi ocupate. Eu dacă iau lăsăm mașină, una. Succes, vouă în ceea ce faci. Mulțumim frumos, o zi bună. Succes și dumneavoastră. Deci, după cum am zis, cuvintele mele s-au adeverit. Poliția, în timp record, în doar 5 minute, a sosit deja pe loc. Și interes aveți voi să luați. Dar dumneavoastră și interes aveți să vă parcați mașina? Nu. Nu este treaba voastră. Dar de ce? Eu sunt pieton. A cui este treaba dacă nu al unui pieton? Eu sunt pieton. Eu sunt pieton. Păi domnule, ești pieton, te păi da. Pietonul tău. Păi eu nu pot să mă deplasez. Noastre, cu ce drepturi ai să mă filmezi? Auzi, dar ce sunt noastre? Sunteți jurnalist? Sunteți jurnalist? Noastre, sunteți jurnalist? Nu, aveți sunt pieton. Da. Da. Nu aveți drept. Arătați-mi că eu nu am dreptul și eu atât. Nu știu, ai, dar eu sunt la poliție, ajută tu. Care document trebuie să-l dețin eu ca să am drept de a vă filma? Trebuie să ai o licență și ne-a licență de ce? Drept de ce? Păi am drept constituțional. Ce drept constituțional? În Constituție scrie. Ia spune articolul, dacă tu-l cunoști. O secundă. Dacă doriți, o secundă. Eu vă-l găsesc și vă-l citesc. Consimțământul nu este necesar în cazul în care imaginea, documentul personal, registrarea audio sau video privitoare la o persoană este făcută sau folosită pentru a exercita sau a proteja alte drepturi sau alte interese protejate de lege. Deci eu îmi apăr interesul meu ca pieton, dumneavoastră mi l-ați încălcat, v-ați parcat automobilul pe trotuar, ceea ce mi-a părțenit mie. Da, eu ca pieton. Păi, ok, bine, m-am dat. Da. Și ai tu cu camera, uite, poate să filmezi. Tu te șcau ăsta treabă, asta e un lucru. Deci mi-am zis tot asta ce-am creat dacă mi-am dat. Nu ați fac capul în față. Nu poate să încălcați, alții nu au voie. Da, da, da. Dispoziția 341. Parcați pe hei pe margine. Domn șofer, dispoziția 341. Deci vă căutați de treabă. Eu am zis, ți-ai făcut treaba, m-ai filmat, căutați mai departe treabă. Știți? Dumneavoastră îl învinovățiți pe polițist din faptul că dumneavoastră nici nu cunoașteți măcar. Băi, domne, nu cunosc, am dreptul meu să întreb și să vorbesc. Dumneavoastră nu sunteți polițist, ok? Dreptul de a cunoaște e unul și dreptul de a învinovăți e altul. Du-te, te rog, din fața mea și asta e tot. Mai încerc o dată să apelez șoferul la Toyota albastră care a venit de la parcarea specială, pentru că totuși vreau să-l salvez de la a doua evacuare a lui, pentru că totuși nu. Mulțumim! Pentru că totuși nu suntem atât de răi și nu insistăm mereu la evacuatoare. Încercăm cumva să schimbăm lumea spre bine. Așa că dați-mă încercăm, am dat să-l sunăm. Abonatul se află în afara areei de acoperire sau... Dacă vezi acest video, să știi că noi te-am apelat de două ori. Ne pare rău că la tine telefonul este deconectat. În regulament e scris, pietoane trebuie să aibă un metru, un metru jumătate. Da. Nu mai filma. Corect. În regulament este scris asta. Un metru da. Jumătate. Da. Dar știți, mașina... dar știți când se folosește asta? Atunci când este semnul P cu plăcuța adăugătoare. Atunci se aplică legea cu un metru jumătate de la perete sau dacă de la scări. Dacă nu, nu aveți nici un drept de a parca automobilul pe trotuar. Eu să cred că asta nu e chiar normal. De ce? Dacă eu vreau să scot mașina... N-ați fost, dumneavoastră? Nu, eu sunt de acord. De... Da. Ați fost când eu am ridicat aici o mamă cu căruciorul și am ajutat-o ca ea să... Eu sunt de acord. Dar uitați-vă câtă mizerie și ce deteriorări aduc mașinile care se urcă pe trotuar și își parchează automobilele sale grele. Doar priviți cu cât greu iese acest șofer de BMW din locul improvizat, cum îl socoate el, de parcare și cât impediment face el la fluxul de trafic care este la momentul dat. La început era în jur la 10 automobile. Cu doi șoferi am discutat, am rugat frumos și au părăsit acest trotuar, sperăm că și-au luat lecția. 5 șoferi au primit amendă, dintre care 2 și-au luat-o maxim, 3 și-au luat-o cu micșorare, că au fost de acord, că au înțeles, că au intrat în situație și 2 au rămas la momentul dat
pentru a fi evacuat, să așteptăm evacuatorul. Am observat că șoferița are permisul temporar, nu plasticul, ci un permis temporar care se eliberează atunci când ai finisat școala auto și când ai dat toate examenele. Am fost foarte curios să aflu dacă este aceeași bază de date și dacă punctele de penalizare care se aplică atunci când faci o încălcare, cât ai acest permis temporar, odată ce primești plasticul, se transferă deodată acolo. Polițistul mi-a confirmat asta. Mă bucur faptul că poliția este receptivă și este receptivă la cetățeni. Prieteni, a sosit și primul evacuator de la acest raid, însă, din fericire pentru șofer și din fericire pentru noi, șoferul a venit cu 2 minute înaintea evacuatorului, dar oricum, asta nu îl scapă deloc de pedeapsa pentru că s-a parcat pe trotuar și pentru că a fost solicitat evacuatorul. Va plăti ambele amenzi, și pentru evacuator și pentru că s-a parcat pe un loc neautorizat, pe un trotuar care este destinat pietonului în întregime. Atâta timp cât primul șofer se achita cu evacuatorul, a reușit să vină și șoferul la Skoda, care la fel a achitat evacuatorul, amenda pentru că a fost chemat evacuatorul, deci nu amenda, serviciile evacuatorului de chemare, și acum își primește amenda de la polițist pentru că s-a parcat pe trotuar. Finalul. Prieteni, într-o oră jumate am eliberat acest trotuar, această porțiune de trotuar care era arhiplină de mașini și l-am dat în totală utilizare pentru pietoni din bordură până în perete. În spatele meu, după cum observăm, a rămas doar mașina de poliție care deja pleacă. Mulțumim echipajului 9712 pentru receptivitate, pentru că a venit în maxim timp la locație. Reamintim, a venit în decurs de 5 minute, a fost foarte operativ, a venit și s-a apucat imediat de lucru. Nu uitați, susținerea voastră ajută oameni concreți și la fel stimulează dezvoltarea societății. Pentru cei ce nu înțeleg ce e asta Patreon, vă invităm pe linkul din descriere. Patreon este platforma în care îți poți susține proiectul Drag. Dacă vă place ceea ce facem, abonați-vă și haideți să schimbăm orașul împreună. Bye!